Bună, dragilor, și bine ați venit la filmarea dedicată lunii pline din semnul vărsătorului. Este un eveniment astral aparte, este un eveniment care va avea loc pe 24 iulie la ora 5:37 dimineața, ora României. Dragilor, e un moment aparte. Eu personal nu știam să fac, să nu fac filmarea. Să știți că e o lună mai fixă, aș putea să spun. E o lună care invită așa la autenticitate, la sinceritate și la lucruri total ieșite din comun, în egală măsură. V-am zis, eu tot evitam așa, să fac filmarea, să nu fac filmarea. Și într-un final mi-am luat inima în dinți și am spus că e nevoie să o fac, așa cum v-am obișnuit, sunt mereu prezentă pe lună plină, lună nouă, când mai sunt evenimente, atât pe canalul de YouTube Horoscop Soare și Lună, cât și pe canalul Tarot Soare și Lună. Asta până ne adunăm noi mai mulți acolo pe Horoscop Soare și Lună. În regulă, dragilor, această lună plină, da, activează axa 1-7. Și acest lucru ne spune că relația cu ceilalți, raportul dintre noi și ceilalți este important mai mult ca oricând și pe această axă e posibil să aibă loc evenimente care poate sunt așteptate de către noi de luni de zile, da, poate chiar din februarie. De când a fost luna aceea nouă, undeva 11 februarie. În prima parte voi discuta așa aspectele generale, iar în a doua parte voi încerca să vorbesc pentru fiecare semn zodiacal în parte, în ce sector al vieții impactează foarte mult această lună plină din semnul vărsătorului. Dragilor, după cum știți, pe lună plină, soarele, care momentan este în leu, face opoziție cu luna din vărsător. Da, tot pe acolo, prin casa vărsătorului, se află și Saturn, tot în vărsător. În primul rând, aici am ales niște carduri astrologice, v-am zis până îmi pun la punct anumite lucruri, aia e, lucrăm cu aceste carduri, nu sunt cărți de tarot, iarăși repet acest lucru. Aici văd o confruntare, mai bine spus, pentru că cele două sunt în opoziție, între aer și foc. Între aer și foc. Acum, na. E o perioadă explozivă, aș putea să spun. E o perioadă în care e posibil ca pe, nu știu, ca în ziare, ca la televizor, să se țină așa sus și bine anumite titluri care poate au legătură cu revolte în continuare. Vedeți că am vorbit acolo la Lilith și deja încep lucrurile să se adeverească. Deci, posibil tot felul de revolte, posibil tot felul de mici mari divergențe de opinie și de asemenea tot felul de decizii care, dragilor, se pot lua pe tot ce înseamnă parteneriate, tot ce înseamnă afaceri, tot ce înseamnă căsnicii. E posibil în această perioadă, dragii mei, să ne trezim așa că anumite personaje sunt implicate ori în niște concubinaj, căsnicii. Dar e posibil să aflăm așa de ele peste noapte, posibil ele să se fi format așa de-a lungul timpului. Iarăși, pe acolo, pe unde lucrurile nu funcționau, în această perioadă se află niște lucruri așa foarte bum, autentice, sincere, e vorba de sinceritate aici cu luna plină în vărsător, e vorba de autenticitate, de ce nu, e vorba de toleranță, de o sensibilitate aparte, originală chiar. Însă toate acestea să știți că sunt total surprinzătoare pentru fiecare dintre noi. Tot vorbeam eu acolo că să ne exprimăm emoțiile, să ne ușurăm viața. Ei, ăsta e momentul să ne ușurăm viața, să ne exprimăm emoțiile. O putem face într-un mod cu totul și cu totul autentic. Din punctul meu de vedere, când stau așa și mă uit pe harta astrologică, pe casa a șasea aici, să știți că îl avem și pe Pluto, da? Pluto care este retrograd din ce se vede. Asta așa ca să vedeți că nu sunt etalări de tarot. Pluto aici care e retrograd și care este pe casa sănătății, da? Posibil și pe aici ori să se ia anumite decizii la nivel înalt care țin de iarăși, da? Distanțare socială, tot ce a fost acolo în perioada pandemiei, da? Undeva prin 2020.
Toată lumea vorbea acolo că da, a fost un thriller și că abia acum se concretizează. Da, abia acum începem să integrăm și noi la nivel emoțional și poate chiar să exprimăm, nu numai să integrăm. E un schimb aici totuși. În egală măsură să știți că vor mai fi voci care se vor opune, vor fi voci care vor fi destul de puternice și de asemenea văd aici că e posibil ca aceste decizii care se iau pe plan personal pentru fiecare, la nivel mondial, la nivel național, posibil să nu fie în acord cu gândirea noastră, să nu fie în acord poate chiar cu o anumită conducere din viața noastră, cu un anumit, eu știu, cu o parte masculină sau cu o parte mai autoritară din viața noastră pentru unii dintre noi. Iarăși acest Pluto care se află pe casa a șasea în acest moment, să știți că mai vorbește iarăși despre schimbări care au loc pe ideea aceasta de loc de muncă. Și se iau tot felul de decizii în acest sens, v-am zis, decizii personale, decizii la nivel mai înalt. Acum nu știu cum să vă spun, dar Pluto în Capricorn acolo pe casa a șasea vrea schimbare din temelii, vrea metehnele vechi duse și dărmate, da, ca în turnul din tarot. Acum, pe casa a șaptea eu v-am zis că e Saturn și cu Luna, iar vărsătorului de regulă îi place așa să-și schimbe locul de muncă. La modul general vorbind, nu toți vărsătorii sunt așa. Vărsătorul este o fire dinamică, da, el trebuie să curgă acolo, să se lase. Acum, posibil să asistăm la o perioadă în care ori mulți își schimbă jobul, dar la modul că învață ceva nou, fac ceva nou. Ideea aceasta de joburi multiple, de a ne reinventa, de a încerca lucruri noi, de ce nu, este foarte, foarte puternic aspectată. Și ce mi se pare frumos aici cu Luna plină în vărsător, că toți suntem pe zona spiritualității, e o perioadă în care avem o imaginație așa mai aparte și putem prezenta celorlalți, eu știu, ideile noastre, gândurile noastre, poate ceea ce simțim din punct de vedere energetic, putem să prezentăm celorlalți într-un mod mult mai tangibil, cumva să le dăm impresia că acele lucruri sunt reale, sunt reale. În egală măsură, să știți că e o perioadă în care ideea aceasta de prietenie, de solidaritate este foarte, foarte intens aspectată între oameni, între oameni. Acum posibil să mai fie ceva pe undeva, să se mai întâmple pe aici, pe dincolo, câte ceva și atunci aici posibil chiar să asistăm, de ce nu, la tot felul de acte din acestea de solidaritate, acte din iubire, aș putea să spun. Da, e dus și întors acte din iubire, dar oricum ar fi. De asemenea, să știți că Luna pe casa a șaptea, da, în acest context, pur și simplu ne dă o dorință aparte de a socializa, de a coopera, de a ne asocia cu cineva, de ce nu. Și de asemenea, să știți că e o perioadă în care, v-am zis, vom asista la tot felul de relații, căsnicii, parteneriate, asocieri și așa mai departe, care sunt contra curentului, deci sunt total ieșite din normalitate, sunt foarte autentice, sunt sincere, pur și simplu merg foarte mult pe ideea de iubire, dar o iubire din aceea în care prietenia contează mult, o iubire în care pur și simplu se divinizează partenerul, se divinizează așa, se urcă pe un piedestal, pe un norișor și e lăsat acolo. Da, cam asta este energia vărsătorului aici, să știți, și să știți iarăși că este un eveniment foarte important în care ne putem concentra foarte, foarte mult și putem să fim mai toleranți. Dar v-am zis, în egală măsură văd aici că vor exista tot felul de opoziții, tot felul de ciocnire așa. Poate de pe zona noastră mentală, poate ceea ce se întâmplă e ca și cum ne rănește orgoliu sau
ne spune, domnule, dar nu mai iubim așa cu patos, dar gata, ne-am pus la casa noastră, dar gata, am pus lucrurile așa în ordine. Cu toate că vărsătorul nu e cu căsătoriile clasice, deci vom asista la tot felul de căsnicii, parteneriate și așa mai departe. În viața noastră personală, nu spune neapărat că fiecare dintre noi acum divorțează, se căsătorește și așa mai departe. La modul general vorbind, vom auzi în jurul nostru, poate pățim și noi, nu știu, la televizor, la nivel mondial, tot felul de asocieri din acestea care ne vor lăsa cu gura căscată. E o perioadă foarte interesantă din punctul meu de vedere și e o perioadă, aș spune eu, în care chiar e posibil să fim mai iubitori, să fim mai visători, poate nici măcar, poate să ne sacrificăm, da? Iarăși e foarte intens acest aspect de sacrificiu pe astrograma momentului, da? Acum când are loc luna plină în vărsător. Parcă se impune ceva de undeva sau se întâmplă ceva la un anumit nivel pe tot ce ține relația cu ceilalți și de acolo oamenii devin mai iubitori, de acolo devin mai visători, cu putere de sacrificiu, văd lucrurile într-o cu totul și cu totul altă lumină, mai autentică, așa cum spuneam, și mai sincer. În regulă, dragilor, bun, eu acum voi începe să vorbesc pentru fiecare semn zodiacal în parte, nu uitați să vă ascultați și semnul zodiacal din care faceți parte, cât și semnul zodiacal în care aveți ascendentul, aici mergem doar pe ascendent și faceți acolo un mix între ele și vedeți cam care sunt energiile. Dragilor, repet, aici facem astrologie de această dată. Și acestea fiind spuse, voi începe cu dragii mei berbeci. Pentru voi, dragilor, această lună plină în vărsător are loc pe casa 11, casa prietenilor, speranțe, dorințe, vise, asociații, companii. Ei, aici să știți că apare un element de noutate la voi sau se concretizează ceva ce ați început voi undeva prin februarie. E un moment în care puteți să întrețineți relații de prietenie într-un mod aparte, cu sinceritate, cu autenticitate. E un mod în care solidaritatea e la ea acasă printre prieteni, dar de asemenea posibil să aveți parte de prieteni total inovativi. Total ieșiți din sfera normalului, să faceți tot felul de activități în acest sens. Acum, na, posibil activitățile de acolo sau ceea ce se întâmplă, deciziile pe care le luați, asocierile pe care le faceți. Să știți că e posibil să vă zdrunci în anițel tot ce înseamnă zona copiilor, tot ce înseamnă zona aceasta a modului vostru de a vă distra, a modului vostru de a vă relaxa. Și de ce spun acest lucru? Pentru cei care știți astrologie cât de cât, pe casa a cincea se află soarele la voi, da? Soarele care v-am zis că e în opoziție cu luna și atunci de acolo posibil din zona copiilor, din zona distracțiilor, zona iubirilor, de acolo se apară anumite conflicte, ori partenerul de viață nu e de acord, ori acele prietenii, acele asocieri pur și simplu se bat cap în cap cu tot ce înseamnă zona voastră de pasiune, tot ce înseamnă modul vostru de a vă manifesta. Să știți că vărsătorul e un semn care iubește într-un mod aparte, vărsătorul e un semn care lasă foarte multă libertate copiilor, iarăși, deci de aici nu știu ce să vă spun eu, deci posibil să aveți anumite clicuri pe aici, dar în mod special pe tot ce ține de zona celorlalți, tot ce ține de zona aceasta a prietenilor, tot ce ține de zona aceasta a viselor, da, este foarte puternic aspectat aici, posibil chiar să vă vină o idee așa și să spuneți, bum, gata, o pun în aplicare împreună cu un prieten, cu o prietenă sau cu persoane din jur. Dragii mei tauri, pentru voi această lună plină în vărsător se petrece pe casa vizibilității publice, pe casa 10-a, pe casa carierei, pe zona afacerilor, profesie, șef și așa mai departe. Soarele, da, în opoziție cu luna, e pe casa 4-a, deci pe zona familiei. Acum posibil anumite decizii pe care le luați sau un anumit punct în care ați ajuns voi de câteva luni încoace să deranjeze nițel tot ce înseamnă cămin, familie. De asemenea, posibil să aveți curajul să experimentați tot felul de lucruri din acestea total ieșite din comun, pe tot ce înseamnă carieră, tot ce înseamnă vizibilitatea voastră publică, de ce nu. E ca și cum familia vă spune una, voi vreți să arătați alta, la muncă vi se propune alta.
De ce nu securitatea voastră, da, emoțională, securitatea voastră, stabilitatea voastră se simte așa ușor amenințată, pentru că sunt niște lucruri total noi care apar la orizont. Pe zona carierei, repet, pe zona vizibilității publice, de ce nu imaginea pe care voi o aveți în societate și acolo posibil să fie anumite brizuri, ca să spun așa. Pentru unii tauri, acum posibil să vă cufundați mai mult pe tot ce înseamnă știință, pe tot ce înseamnă spiritual, de ce nu, că posibil și acest lucru, că vărsătorul e cam dual din acest punct de vedere. E o perioadă foarte bună pentru voi în care, dacă vreți să vă schimbați jobul, e momentul, da, vi-l puteți schimba, poate v-ați gândit de mult timp, de prin februarie, că lucrurile scârție pe aici, pe acolo, pe dincolo, și atunci puteți să faceți acest lucru. Opoziția pe care o întâlniți este cumva din zona căminului, zona familiei, și acolo poate să fie vorba de niște orgolii, de o persoană mai autoritară, poate să fie vorba de o persoană care este geloasă, posesivă, că poate pur și simplu zona aceasta a voastră de carieră ar presupune să fiți mai solidari cu ceilalți, să faceți tot felul de acte din acestea care să-i ajute și să-i sprijine pe oamenii din jurul vostru. Nimic rău în asta, dragii mei tauri, dar la voi acest sector este activat. Deci e un moment bun pe carieră la voi. E adevărat, posibile opoziții din partea căminului, din partea casei sau din partea familiei. Dragii mei gemeni, la voi această lună plină în vărsător se petrece pe casa a noua, pe tot ce ține de filozofia voastră de viață. E o perioadă bună pentru voi în acest an. Să studiați lucruri, să faceți călătorii, să faceți tot felul de lucruri total ieșite din comun, să cunoașteți oameni noi, chiar să vă schimbați această filozofie a voastră de viață. Pe zona studiilor înalte aici m-aș gândi că poate unii gemeni ați început ceva de prin februarie și acum în sfârșit ajunge așa într-un mare, mare fel, în sfârșit se umple, da, de la lună nouă a ajuns la lună plină, da, era să zic de la lună goală la lună plină, ei, cum vreți voi să spuneți. Ideea este că luna plină în vărsător va aduce o cunoaștere foarte mare, vă îndeamnă la solidaritate, vă îndeamnă la autenticitate aici și vă pune într-o poziție în care e nevoie pentru voi să vă exprimați liber emoțiile, sentimentele. E o perioadă în care e ca și cum poate aveți o mai mare deschidere spirituală pentru unii gemeni în această perioadă și poate aveți o capacitate mai mare de a reda tot ceea ce gândiți voi, filozofia voastră de viață, tot ceea ce este în interiorul vostru. E ca și cum sunteți mult mai clari din acest punct de vedere. Era Saturn aici de o perioadă, dar acum a venit și Luna și vă ajută să vă exteriorizați și emoțiile, deci tot ce ține de emoțional. Opoziția la voi se petrece pe casa a treia, de fapt opoziția Soarele, da, care se află în Leu și care face opoziție cu Luna de aici, se află pe casa voastră a treia. Posibil să aveți tot felul de divergențe de opinie cu frații voștri, cu surorile. De asemenea, posibil modul vostru de exprimare să determine în ceilalți, eu știu, mici, mari izbucniri așa de foc, da? Să ia foc ceilalți în momentul în care vorbiți. Și de asemenea, cred că e o perioadă pentru voi în care poate puteți să calmați niște spirite, da? Pe zona aceasta a fraților, a cunoștințelor, posibil de asemenea anumite vești pe care le primiți de acolo sau într-un drum scurt să primiți niște vești care să vă inflameze așa, poate vești care au legătură, eu știu, cu o idilă pe care ați avut-o cu o cunoștință, cu cineva anume, un flirt iarăși, da? Și de acolo posibil să aflați tot felul de lucruri care să vă ajute să vă schimbați și mai mult ideea despre viață și mai mult ideea despre ceilalți, despre spiritualitate și așa mai departe. Dragii mei răcușori, voi cred că simțiți această lună plină din plin, da. Pentru că această lună plină în vărsător la voi se petrece pe casa a opta,
Deci casa 8-a, moarte, renaștere, transformare. E o casa scorpionului acolo, da? Deci voi înțelegeți la ce mă refer. E o energie extrem de profundă acolo, care este activată și e posibil pentru cei mai mulți răcușori să fie o perioadă în care pur și simplu ies de acolo la iveală tot felul de catacombe, era să spun. Posibil, posibil să fie și acest lucru. Emoții, sentimente pe care tot, care tot au sădit acolo în voi, au avut un moment de sclipire undeva prin februarie și abia acum se ajung la maturitate, abia acum ies la iveală. De asemenea, pentru alți răcușori, posibil să conștientizați sau să aflați de tot felul de moșteniri din acestea spirituale, de tot felul de moșteniri, eu știu, intelectuale pentru alții dintre voi. E o perioadă foarte bună în care vă puteți transforma profund. E adevărat, e o lună pe care voi o simțiți destul de intens, aș spune eu, iar soarele în leu la voi se află pe casa a doua în mod normal. Casa a doua aici care se ocupă de tot ce înseamnă bani, posesiuni personale. Posibil de acolo să fie dichisul. Cumva ori banii pe care îi aveți, ori nu vă ajung aici, ori discutăm despre faptul că poate e nevoie să investiți în ceva anume, poate în ceva vechi, da? Ceva vechi care să-l transformați în nou, pentru că vărsătorul e cumva la limită dintre nou și vechi, e la granița acolo și nu se lasă nici în una, nici în alta. Ei, cam așa și la voi, dragii mei răcușori, e un moment în care e nevoie să mențineți acolo un echilibru, poate discutăm și de faptul că vreți să investiți în ceva pentru alți raci, atunci posibil să fie vorba de o mică sursă de venit pe lângă banii principali, însă v-am zis, ori această ideea voastră presupune să dați mai mult bani, de asemenea posibil să vă loviți de tot felul de mici mari blocaje din acest punct de vedere, dar luna plină vărsător pe casa 8-a vă spune că e o perioadă în care se produc tot felul de transformări în viața voastră care au legătură cu autenticitatea, cu ideea aceasta de a vă, cu ideea de a vă exprima liber și ideea aceasta de moșteniri, moșteniri, poate unii primiți o moștenire, nu astăzi sau cum vă uitați la filmare, mai este, da, până la următoarea lună nouă în vărsător, deci până atunci, da, deci mai sunt câteva luni, o moștenire, poate abia acum se întâmplă declicul, da, se întâmplă acel mic efect, ca în efectul de fluture și apoi voi vedeți rezultatul în ceva timp. Putem să discutăm aici, v-am zis, și de o moștenire sau de o moștenire care pur și simplu să fie cumva la graniță dintre nou și vechi, e ceva total aparte, ceva care cere de la voi atât rațiune cât și emoții, dar e bine, e o perioadă cu transformări majore și pentru voi, o perioadă în care pur și simplu sunteți invitați, dragii mei răcușori, să fiți foarte, foarte autentici și foarte, foarte deschiși. Dragii mei lei, la voi această lună plină în vărsător se petrece pe casa 7-a, casa parteneriatelor, casa căsniciilor, casa celorlalți și e interesant că este activ axa 1-7, deci tot ce ține de relația cu ceilalți. Acum să știți că pentru unii lei posibil dacă ați început lucruri care au legătură cu zona voastră profesională, deci parteneriate, înțelegeri, eu știu, căsnicii, dacă anumite lucruri au început cândva prin februarie, să știți că acum e momentul să se, ori să se termine de tot, pentru că luna a ajuns la un apogeu, ori pentru alții poate să fie vorba de faptul că ori vă oficializați o relație, ori faceți un parteneriat, o asociere, ceva de genul acesta. E interesant aici că poate să fie vorba de un parteneriat total ieșit din comun, posibil nou pentru voi și e ceva de destin, posibil să fie ceva la limită dintre trecut și viitor, ori pentru unii poate să fie vorba de diferențe de vârstă, pentru alții poate să fie vorba de o prietenie care se transformă acum ori într-o relație profesională, da? Deci vă asociați cu un prieten sau cu o persoană dragă vouă, pentru alții poate să fie vorba de faptul că pur și simplu poate ceva ce avea legătură cu zona
iubirii, da, abia acum se concretizează pentru voi. E adevărat posibil ca mintea voastră să inițial să nu privească cu ochi buni toată această poveste, pentru că discutăm aici despre multă autenticitate, discutăm despre lucruri total diferite care se întâmplă la voi și atunci nu prea se pupă cu ideea voastră mentală, e ca și cum vă stârnește ușor orgoliu, posibil chiar să vă inflameze tot ce ține de orgoliu, tot ce ține de, acum nu luați personal că și eu am orgoliu, fiecare om are orgoliu, da? Posibil să vă inflameze toată această zonă, de ce nu? De asemenea, e o perioadă pentru voi în care focul și aerul se cam bat așa cap în cap aici la voi în viață. Vi se cere foarte mult, foarte mult dinamism pe zona aceasta voastră de parteneriate, se cere sinceritate, se cere foarte multă solidaritate și autenticitate într-o relație anume, într-o situație. De asemenea, posibil să discutăm de zona autorităților, pentru unii poate avea legătură chiar cu zona aceasta profesională, nu neapărat personală, și acolo să fie tot felul de schimbări, toți s-au spus anumite reguli, toți s-au încercat a se impune, ei și abia acum se întâmplă, posibil să fiți puși, nu știu, să vi se ceară să ajutați pe cineva într-un ONG sau să faceți o activitate din aceasta prin care să-i ajutați pe ceilalți, cumva din solidaritate, într-un fel vă convine, pe de altă parte mintea voastră spune, domnule, dar nu, dar știi, dar e vorba și de bani, dar... Și așa mai departe. Pentru unii lei, posibil chiar să începeți să vă schimbați jobul sau să faceți diferite asocieri în acest sens. Dragi fecioare, la voi această lună plină se întâmplă pe casa a șasea, ceea ce înseamnă că starea de sănătate, zona locului de muncă este foarte bine aspectată. Poate ați început anumite demersuri prin februarie și abia acum le vedeți exact forma, abia acum se concretizează lucrurile și ceva ce are legătură ori cu ideea aceasta de solidaritate pentru ceilalți, deci nu neapărat poate un loc de muncă, eu știu, din care să primiți și bani, e ceva cu care vă ocupați aici. Pentru unii poate avea legătură și cu ideea aceasta de autenticitate, da? Poate avea legătură și cu ideea aceasta de a vă schimba așa ușor jobul. E o perioadă foarte benefică pentru voi din acest punct de vedere. De asemenea, posibil să găsiți o soluție la o problemă de sănătate, asta pentru cei care aveți astfel de probleme, dar cumva într-un mod total inovativ, cumva la granița dintre nou și vechi, e ceva total diferit acolo. Și e interesant aici că e posibil să aflați toate aceste lucruri ori printr-o persoană ascunsă, ori pentru un prieten ascuns, ori prin tot ce ține de zona dușmanilor. De asemenea, posibil subconștientul vostru să vă împingă foarte, foarte tare de la spate. Iarăși, mare atenție pe tot ce ține de teamă, dragilor, și mare atenție pentru toți la un bărbat, un bărbat care vă cam este inamic acolo, este într-un mod ascuns. E cineva care ori încearcă să vă pună piedici, ori e cineva acolo care pur și simplu reprezintă fricile voastre subconștiente materializate. Cred că înțelegeți la ce mă refer. Per total, să știți că e o lună plină pentru voi în sectorul locului de muncă, e o lună plină pentru voi pe zona stării de sănătate. De asemenea, posibil multă activitate mentală în această perioadă pentru voi. E interesant, deci e o lună plină la voi care activează foarte, foarte mult toate aceste domenii. Dragi balanțe, la voi această lună plină în vărsător se petrece pe casa a cincea, pe casa iubirii, casa relațiilor, eu știu, de dragoste, relații sentimentale. E o lună plină aici care pur și simplu vă invită să vă distrați într-un mod diferit, să creați tot felul de lucruri. E o lună plină care activează foarte mult zona aceasta a copiilor. Acum, dacă vreți să faceți copii, e un moment foarte, foarte bun. Dar ori discutăm aici despre diferențe de vârstă, ori discutăm despre principii de viață total diferite, poate unele mai învechite, unele mult prea futuriste, da? Mult prea de viitor, și atunci e nevoie acolo de o cale de mijloc. De asemenea, pentru alții dintre voi, posibil să se concretizeze abia acum o relație de iubire.
să se concretizeze. Poate e ceva la care voi ați visat de prin februarie, tot visat și abia acum s-a împlinit în această perioadă sau în această perioadă puteți să cunoașteți pe cineva dacă vreți acest lucru. Opoziția la voi sau, eu știu, anumite piedici pe care le-ați putea întâmpina în toată această poveste apar din zona prietenilor. Și aici mă refer la faptul că e posibil să aveți parte de persoane foarte excentrice în jurul vostru care or să se opună acestei povești de iubire, ori poate chiar discutăm de faptul că visele voastre, nu știu, dorințele voastre, da, parcă nu prea sunt pe aceeași lungime de undă, da? Că aici, da, vă simțiți voi absolut fantastic din punct de vedere emoțional. Vă simțiți iubiți, e totul așa la un apogeu, dar e un element total, total de noutate. Posibil să fie o persoană care este dintr-o lume diferită față de a voastră sau să fie o persoană diferită dintr-un cerc diferit, într-o societate diferită, o persoană care are principii de viață total diferite. Și atunci e nevoie acolo de un echilibru. Acum, na, voi sunteți balanțe, deci echilibru n-ar trebui să vă lipsească și această idee de a împăca lucrurile, de a încerca să găsiți o cale de mijloc. Și asta e bine. E o perioadă foarte intensă pentru voi din acest punct de vedere, o perioadă în care pur și simplu, v-am zis, tot ce ține de distracții, de plăceri, relații sentimentale, copii, totul este la un apogeu, așa, totul este frumos, totul este roz. Dacă încă nu este, e o perioadă bună, poate să vă schimbați modul de a vă distra pentru a cunoaște pe cineva, modul de a vedea lucrurile, poate chiar să vă lăsați creativitatea să iasă din voi și să încercați acolo o îmbinare între vechi și nou. Poate chiar să rămâneți la limită din acest punct de vedere, iar dacă a apărut cineva sau apare cineva, v-am zis, e nevoie să mențineți acolo un echilibru, că asta este misiunea voastră și da, mici, mari opoziții din partea prietenilor, din partea persoanelor din jurul vostru. Dar eu cred cu tărie că voi veți găsi cu siguranță o cale de mijloc. Dragii mei scorpioni, la voi această lună plină din semnul vărsătorului se petrece pe casa a patra, mediul familial, casa voastră și pentru unii scorpioni să știți că e un moment bun, ori să vă cumpărați ceva, ori să faceți tot felul de inovații în casă, poate ați început de prin martie, februarie, poate de atunci tot v-ați gândit că domnule hai să fac asta, asta și cu asta, e ceva ce tot ați avut vroia acolo să faceți și acum în sfârșit e momentul. Poate vreți să renovați ceva, poate vreți să faceți un nou design în casă, cine știe. Pentru alți scorpioni să știți că e un moment aici în care și voi sunteți puși așa la limita dintre vechi și nou. Poate e nevoie să fiți puși, eu știu, să împăcați și persoane mai tinere și persoane mai în vârstă, sunteți puși așa între două lumi din acest punct de vedere. De asemenea, posibil în familie sau în casă să fie un sentiment mai mare de solidaritate față de membrii familiei, față de casă, față de tot ce ține de ideea aceasta de stabilitate. Da, motanul este foarte agitat pe aici, se joacă cu pisica, cred că l-auziți. Nu vrea să vină la filmare, nu. Are și el figurile lui. Și opoziția la voi, dragii mei scorpioni, e pe casa a 10-a, deci tot ce înseamnă de ideea aceasta de vizibilitate publică. Posibil aici la voi, ca mediul profesional în care sunteți, vizibilitatea pe care o aveți voi, că vă cunoaște X, Y, Z, un cerc de prieteni, o companie, da, o societate și așa mai departe, posibil aici să cam zdruncine nițel lucrurile, adică pe câtă stabilitate vă doriți voi, pe atât posibil de acolo să vină așa că e ca și cum, domnule, dar la valoarea ta, la cine ești tu, chiar așa să fii atât de bun, da? Să ai o solidaritate aparte față de cei din jurul tău. Deci este ceva așa total ieșit din comun și da, posibil pe ideea aceasta de vizibilitate publică, de carieră, pentru unii scorpioni posibil să fie ușor zdruncinat, da, tot acest lucru. Nimic rău în asta, pentru că discutăm aici de orgolii, discutăm aici de tot ce ține de ego, care, da, e adevărat, poate fi destul de mult um,
opozant, ca să spun așa, în ceea ce vreți voi să stabiliți pe mediul de familie, pe mediul de casă. Dragii mei săgetători, la voi această lună plină din semnul vărsătorului se petrece pe casa a treia. Casa a treia care îmi spune mie aici că e un moment foarte bun pentru voi să vă schimbați nițel părerea, da, și poate chiar să spuneți lucrurilor pe nume, să fiți foarte sinceri cu prietenii, cu frații voștri, cu cunoștințele voastre, de ce nu. E o lună plină care vă face să vă exprimați într-un mod cu totul și cu totul diferit, autentic, să vă expuneți foarte mult sentimentele, trăirile voastre interioare, de ce nu. E o perioadă în care chiar vă puteți schimba și voi, eu știu, principiile, da, pentru alți săgetători sau părerea, mai bine spus, despre o anumită persoană. Pentru alții posibil să vă apară în cercul de prieteni o persoană nouă, o persoană total ieșită din limitele acestea ale normalului și atunci, dragii mei săgetători, acest fapt să vă facă pe voi să fiți mai solidari, mai autentici, de ce nu să țineți mai mult la ceilalți, să încercați să găsiți așa o cale de mijloc, da? Mai mult sau mai puțin vorbind, pentru că navărsătorul e în două părți, da? La el nu e cu cale de mijloc. De asemenea, posibil să deveniți mai autoritari și să luați anumite decizii radicale în ceea ce privește un frate, o soră, de asemenea, posibil să adoptați un mod de exprimare total diferit. Opoziția la voi vine de pe ideea aceasta de filozofia voastră de viață, pentru că soarele se află pe casa nouă la voi în acest moment. După cum spuneam, posibil aceste evenimente care se întâmplă pe zona fraților, zona cunoștințelor, modul vostru de exprimare, călătoriile voastre scurte, da? Acolo posibil ca aceste evenimente să nu se pupe foarte mult cu ceea ce gândiți voi, cu modul vostru de a filozofa, cu spiritualitatea voastră. Sunt pur și simplu noutăți care poate vă scandalizează, de ce nu, posibil și acest lucru. E ca și cum sunteți puși într-o situație în care vi se prezintă ceva, se întâmplă un anumit eveniment, dar e nevoie să vă adaptați, da? E nevoie să mai schimbați pe acolo, e nevoie să fiți mai toleranți, poate. Pur și simplu e o perioadă în care sunteți învățați să faceți acest lucru. Nu spun acum că nu sunteți toleranți, da? Dar dintr-un anumit punct de vedere e nevoie să învățați să priviți lucrurile altfel, da? Într-un mod total diferit. Pentru Capricorn, această lună plină în vărsător activează axa 2-8, ceea ce înseamnă că e un moment foarte bun pentru voi să începeți ceva prin care să faceți bani, poate chiar anumite idei vechi pe care le aveați voi acolo, vechi, antice și de demult, poate chiar anumite proprietăți sau anumite concepte vechi, să le aduceți un suflu de noutate pentru a reuși să faceți bani. Poate o idee veche pe care o aveați și abia acum o puteți pune în aplicare și să scoateți și bani din asta pentru unii capricorni. Pentru alții aici văd că e o perioadă bună în care iarăși puteți să faceți bani pe tot ce înseamnă ONG-uri, tot ce înseamnă ideea aceasta de a vă dărui celorlalți, să vă implicați în tot felul de activități. De asemenea, autenticitatea și modul vostru de a simți și de a vă exprima emoțiile, dacă luna vorbește despre emoții totuși e în casa a doua, dacă sunteți dacă sunteți așa mai autentici, aș putea să spun, mai volubili și sunteți foarte bine organizați, da? Se cere foarte multă organizare pe tot ce înseamnă bani, atunci să știți că lucrurile merg bine. Opoziția la voi sau, mai bine spus, tot ce înseamnă mici, mari piedici poate să vină de pe casa 8-a, tot ce înseamnă moarte, transformare, renaștere, posibil acolo un bărbat din viața voastră să nu fie de acord cu ceea ce vreți voi să faceți, posibil să aveți parte de personaje din acestea, poate mai orgolioase, personaje care nu prea vor foarte mult să pună sau să ofere frâul liber a ceea ce vreți voi să faceți. Toată această poveste de aici, de pe zona banilor, să știți că reprezintă pentru voi o schimbare absolut transformatoare, absolut profundă și poate a început cândva
prin februarie, ca să spun așa, anul acesta, atunci când a fost acea lună nouă în Vărsător, că de aceea tot spun acest lucru. E o perioadă bună pentru voi, e o perioadă în care se cere pe planul vostru financiar să aveți tot felul de idei noi, poate chiar să vă lăsați deschiși pentru a vă îmbunătăți veniturile, dar, repet, posibil un bărbat să vă, să vă limiteze toată această poveste sau poate chiar să contribuie la transformarea profundă care vine așa în viața voastră, ori o moștenire pe care o primiți, ori aveți discuții în acest sens și așa mai departe. Pentru unii posibil chiar cu șefii, da, să aveți anumite discuții. Pentru Vărsător, această lună plină vă activează axa 1-7, deci relația voastră cu ceilalți. E o perioadă în care Vărsătorii sunt foarte autentici, o perioadă în care puteți să spuneți foarte clar și răspicat lucrurilor pe nume, să clarificați anumite asocieri, parteneriate. Și spun acest lucru pentru că soarele, v-am zis, e pe casa a șaptea, deci puteți să clarificați acest lucru, da? Acolo posibil să fie vorba de o luptă de orgolii, de o pasiune, de o mică mare gelozie într-o căsnicie sau într-un concubinaj sau o relație pe care voi o percepeți ca o căsnicie și atunci să vă exprimați emoțiile, sentimentele, să vă exprimați voi în așa fel încât, dragii mei Vărsători, chiar să fie nevoie să îi faceți pe ceilalți, da, să se comporte altfel. E un moment în care parcă dați exemplu, e un moment de autenticitate maximă pentru voi și probabil vă place foarte mult această lună plină din semnul vostru, că vă activează foarte mult emoțiile, vă dă o încredere fantastică și vă face mai autentici. Poate chiar încercați să clarificați ceva sau să faceți ordine într-o asociere, parteneriat sau chiar căsnicie pentru alți Vărsători. Și asta e bine. Pentru dragii mei peștișori, această lună plină în Vărsător activează axa 12-6. Casa 12, da, cu luna plină în Vărsător acolo și cu Saturn, dragii mei peștișori, îmi spune că e posibil să întâmpinați anumite blocaje, da? Posibil să aveți parte de persoane foarte rigide, de asemenea posibil să aveți tendința să vă exprimați tot ceea ce este în subconștientul vostru, dar într-un mod inovativ, într-un mod total diferit, într-un mod care presupune solidaritate pentru ceilalți, pentru cei mai mulți peștișori. E aici un personaj, dragilor, care e posibil iarăși pentru alții să fie ceva mai ascuns. Posibil să aibă legătură ori cu starea de sănătate, da? Și să exprimați lucrurile, aveți grijă să nu somatizați anumite lucruri pentru că în această perioadă sunteți predispuși. De asemenea, pentru alți peștișori, văd aici că zona locului de muncă, da, casa șasea, care v-am zis că este activată de soarele în leu, chiar acolo o să descoperiți anumite lucruri, acolo o să se petreacă tot felul de inovații, de provocări, de schimbări, de ce nu, și să rămâneți și voi așa cu ochii larg deschiși și să spuneți, Doamne, wow, cum anume putem să trecem prin această poveste. De asemenea, pentru alți peștișori, posibil să vă apară o colegă nouă la locul de muncă sau e o persoană care e de mult acolo și ori avansează în funcție, ceva aici se întâmplă, da, pe zona locului de muncă. Orice înseamnă acest lucru, deci chiar dacă sunteți, să zic așa, ieșiți la pensie, da, tot ce înseamnă rutina voastră de zi cu zi, ce munciți voi, că niciodată nu avem stare, nu putem să stăm toată ziua în pat să ne uităm. Cu siguranță facem noi acolo ceva, așa și la voi. Deci posibil o persoană care ajunge într-un punct cheie, o persoană pe care voi nu o vedeți cu ochi buni sau posibil pentru alți peștișori faptul că poate voi vreți să ajungeți într-un punct cheie sau într-un punct de conducere, posibil să strânească tot felul de controverse și să fiți puși în situații în care să fie nevoie să vedeți lucrurile altfel, în care să fie nevoie să dați dovadă de multă solidaritate, multă autenticitate și sinceritate și iarăși foarte multă organizare, pentru că acest lucru vă poate scoate din toată această poveste de aici. Dragilor, acestea au fost interpretările generale, dar și pentru fiecare semn zodiacal în parte. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să împărtășiți acest clip și cu persoanele dragi vouă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă pup, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.